multe fate cu Castel. Pentru unii. Pentru alții am vrut de la început. De exemplu, Costel, am alergat cu el și l-am văzut de la început fără niciun test, fără nimic. Pe Iureș cum l-a făcut? Iureș, am lucrat cu el și știam că ce poate Iureș, evident. Cel mai important a fost Alexandru Mihăiescu, care e jucătorul principal, care debutează în primul ăsta. Și după părerea mea, debutează absolut excepțional, o să vedeți. Și care, într-adevăr, a fost un risc, pentru că, așa cum mi-a spus când am putut să-l distribui, cu el putea să cadă filmul sau să stea filmul. Adică nu puteam să fac un film ca ăsta dacă eroul principal, care are 70% spinare, nu a fost corespunzător. Din fericire pentru mine și pentru film, s-a adevărit acest lucru. Iar în privința echipei sunt oameni care lucrez de ani de zile, operatorul Codicule cu mine, scenograful care face o scenografie extraordinară, fratele meu Florin Gavlea, care a lucrat și în Germania și care, o să vedeți filmul, toată închisoarea e construită în platou. Nu există nicio construință. Toată închisoarea e construită în platou, celule, coridoare, birouri, securile, birouri de anchetă, toate. Dacă nu le puteam construi, dacă fratele meu nu le făcea să le construim în platou, nu am putut face filmul pentru că a fost mult prea scump. O filmare în închisoare reală ar fi durat dublu ca timp, în condiții extrem de grele de filmare, nu se putea pune lumina, ar fi fost frig, ar fi fost spațiile reduse și așa mai departe. Lucrurile de platou, de color, făcute de Florin Gavea, scenograful, și datorită filme, fratelele Atlantis Film, care a oferit acest platou cu un înalt profesionalism, ne-au permis să filmăm filmul în 28 de zile, sau 36 de zile, nu mai știu, cum a fost, 36 de zile, da? Ceea ce niciodată nu a fost posibil să facem dacă făceam în afară asta, în afară asta. Deci asta a fost, montez de ani de zile cu acestea. Afară de Florin Gavea, fratele care vede scenografia, este Svetlana Nehirescu la costume extraordinar, că sunt de 7 filme. De aia au fost toți oameni care am vrut, la compozitor, Thomas Osterloh, a făcut muzica la costume capitale. Deci, în general, oameni care am lucrat. Și alții care au fost, au venit noi, dar mă bucur că au venit și cred că vor lucra mai departe cu ei, cum ar fi Mircea Rusu, care face lucruri extraordinar, cum ar fi Ion Grosu, partenerului de partea cealaltă a panicadei. Din Germania, Udo Schenk, care este un actor absolut extraordinar, care își joacă rolul maiorului de care vorbea de Mușlacă, Victoria Cociaș, care este mama extraordinară a rolului principal. Și în primul film, vă rog. Da, mama și în primul film, când la film, Victoria Mușlacă spune că tot timpul de câte ori o vede prinde, mă gândesc, nu înseamnă cum extra. Nu știam că așa, înseamnă că așa e. Așa este, da. Acum, pentru mine, acest film a avut și multe conotații emoționale, nu? Că a fost redarea romanului care este redarea biografiei, așa încât a fost două planuri care, la moment dat, au fost congruente și s-au suprapus. Despre scenariu vreau să spun, despre scena, vreau să spun așa că dacă nu mi s-ar fi spus că este în mod artificial de pe platou, eu aș fi crezut că exact acolo s-a întâmplat, adică era așa de autentic decât eu nu mi-aș fi dat seama că tot acest ambient concret este artificial, să zic așa. Adevărul este că acest